Cutremur în PSD, doamnelor și domnilor, bună ziua, bine v-am regăsit la Obiectiv. A fost dată publicității, avem în aceste momente scrisoarea obținută de Antena 3, prin care îi se solicită demisia lui Liviu Dragnea, atât de la conducerea PSD, cât și de la președinția Camerei Deputaților. Există, spun semnatarii acestei scrisori, care sunt Paul Stănescu, vicepreședinte PSD, viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, Gabriela Firea, vicepreședinte PSD, primarul general al Capitalei, și Adrian Țuțuianu, vicepreședinte PSD și vicepreședinte al Senatului, spun la finalul acestei scrisori că există un comitet de inițiativă al acestei declarații comune semnate de cei trei. În paralel, se anunță comitetul executiv al partidului pentru vineri la ora 12. Este anunțul oficial al Partidului Social Democrat. O mișcare rapidă și din partea celeilalte tabere. Ce conține această scrisoare, după cum vedeți deja pe ecran? Partidul Social Democrat scade în preferințele electoratului, cercetările sociologice indicând o opțiune de vot cuprinsă între 25 și 30%, cu mult sub scorul obținut de partid la alegerile parlamentare din anul 2016, respectiv 47%. De asemenea, președintele partidului, Liviu Nicolae Dragnea, este cotat în sondaje de opinie cu 7-12% din preferințele electoratului, cu mult sub cota partidului, fiind de altfel cel mai contestat lider politic din România ultimilor ani. Partidul Social Democrat și guvernul său sunt partea unor conflicte interne care au răzbufnit și vor continua să se accentueze. Modul în care au fost desemnați cei trei candidați la funcția de prim-ministru și membrii guvernului, fără niciun set valid de criterii necesare pentru o guvernare performantă, a adâncit conflictele latente din partid și a generat neîncredere în rândul alegătorilor. PSD se află într-un război permanent, purtat pe prea multe fronturi, cu o parte importantă a societății românești: președintele României, partidele politice din opoziție, SRI, SPP, Ministerul Public, DNA, societatea civilă, etc. Agenda publică a fost acaparată de teme precum corupția, schimbările din justiție, statul paralel, de protocoale de colaborare cu SRI, care au acoperit în planul dezbaterii publice rezultatele guvernării în domeniile economic și social. La aceasta se adaugă o strategie de comunicare publică deficitară a partidului, care doar a reacționat defensiv și ineficient la atacurile venite din toate părțile, în loc să fie proactiv și să impună temele de discuție. Acestea sunt acuzațiile, dacă vreți, ce solicită Comitetul de Inițiativă, în numele căruia semnează cei trei, vă reamintesc, Paul Stănescu, Gabriela Firea și Adrian Țuțuianu. 1. Demisia imediată a lui Liviu Dragnea din funcția de președinte al PSD și din funcția de președinte al Camerei Deputaților. Asigurarea interimatului conducerii PSD de către Viorica Dăncilă până la organizarea unui congres extraordinar în prima parte a anului 2019. Menținerea coaliției PSD-ALDE, susținerea marilor proiecte de infrastructură critică, susținerea necondiționată a adoptării și aplicării noii legi a pensiilor, pregătirea corespunzătoare a președinției Consiliului Uniunii Europene, adoptarea unei inițiative legislative privind amnistia și grațierea după largă consultare și dezbatere cu Ministerul Justiției, CSM, Înalta Curte, Asociațiile Magistraților, Uniunea Națională a Barourilor din România și societatea civilă. În direct cu noi în aceste momente, primarul general al Capitalei, vicepreședintele PSD, Gabriela Firea. Bună ziua, doamna primar, ne pregătim, doamnelor și domnilor, și veți vedea pe parcursul acestor ore reacții și din partea analiștilor politici și din partea altor membri ai PSD. Vedem ce influență are această scrisoare. Doamna Firea, bună ziua, vorbiți despre un comitet de inițiativă. Au fost foarte multe speculații în legătură cu această scrisoare și numărul semnatarilor, că sunt 29, că sunt 16. De ce s-a optat pentru această variantă în care dumneavoastră, domnul Stănescu și domnul Țuțuianu, sunteți semnatarii acestui scrisori? Ce înseamnă grupul de inițiativă? Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor! În primul rând vreau să fac următoarea precizare. Cele trei persoane care au asumat documentul din care ați citat și dumneavoastră, și anume domnul viceprim-ministru Paul Stănescu, domnul vicepreședinte al Senatului Adrian Țuțuianu și eu, nu am făcut altceva decât, la rugămintea și propunerea colegilor noștri din acest comitet de inițiativă, să asumăm public acest document, și anume declarația privind starea Partidului Social Democrat, să fim interlocutorii
dumneavoastră pentru a răspunde întrebărilor, urmând ca în zilele următoare și alți colegi de-ai noștri, cu siguranță, dacă vor fi întrebați de către reprezentanții presei, să-și spună punctul de vedere. Nu cred că era în acest moment un element care să conteze, și anume numărul persoanelor care au semnat deja această declarație privind starea Partidului Social Democrat. Pot să fac o precizare, spun eu, semnificativă. Suntem suficient de mulți președinți de organizații, care suntem membri ai Comitetului Executiv, care aderăm la principiile exprimate în acest document, astfel încât el să nu mai fie luat în derâdere sau bagatelizat de către domnul președinte Dragnea. Demersul nostru este 100% responsabil. Am gândit foarte mult imediată, fiecare doamna, paragraf Chira. Și fiecare element din acest text, cu gândul în primul rând la mersul pe drumul cel bun al țării, al bunei guvernări și situația și starea partidului nostru. Nu am ajuns la acest moment în care să facem publice problemele din interiorul partidului, pentru că suntem persoane care nu știm să ne rezolvăm în interior anumite probleme, ci pentru că în interior nu am găsit o perioadă lungă de timp rezolvarea și pentru că discutam pur și simplu fără o finalitate. Și erau discuții sterile. Și atunci, tocmai de aceasta, de să știți că numărul este important, pentru că, pe de o parte, după declarațiile dumneavoastră la adresa lui Liviu Dragnea și a situației din PSD, nu au fost foarte multe voci în susținerea dumneavoastră. Au existat echilibre venite, de exemplu, din partea domnului Neacșu, care este secretarul general al partidului. A fost un semnal de alarmă acolo. De partea cealaltă, întrebarea imediată este dacă sunteți suficienți, așa cum ați spus, ca să determinați convocarea Congresului și schimbarea lui Liviu Dragnea în cazul în care nu-și va da demisia. De aceea vă întrebam în legătură cu ponderea acestei scrisori, dacă este o expresie a unei minorități sau unei majorități în Comitetul Executiv la care făceați trimitere. Acest lucru s-a încercat a se acredita săptămâna trecută de către domnul Dragnea în ceea ce mă privește, explicând presei și direct și pe surse că sunt o voce singulară, că am anumite probleme de natură personală și că eu nu reprezint partidul. Astăzi și în zilele următoare va avea dovezile că problemele ridicate de mine sunt aproape general valabile, că sunt mai mulți lideri locali care gândesc de maniera în care am exprimat eu un punct de vedere, că noi nu dorim sub nicio formă ruperea Partidului Social Democrat, ci dimpotrivă consolidarea acestuia. Și faptul că am avut tăria până la urmă, că nu e ușor să te lupți cu Liviu Dragnea, pentru că am văzut ce am pățit eu în toate aceste zile, a fost pentru că nu se mai putea altfel. Și se va vedea și vă veți convinge și dumneavoastră în zilele următoare, sunt colegi din țară care au vrut poate să vorbească înaintea mea, dar le-a fost teamă, la fel, că vor fi izolați, că vor fi demonizați, că se va propune excluderea lor, așa cum se propune excluderea mea în acest moment, pentru că mă sună colegi să-mi spună că, uitați, ne-a sunat domnul Dragnea să ne spună că va propune excluderea dumneavoastră și a domnului Stănescu și tu cum vei vota. Și nu este normal, pentru că eu nu am făcut niciun gest nestatutar sau împotriva Partidului Social Democrat sau a Biroului Permanent Național sau a Comitetului Executiv. Mi-am ales foarte bine și frazele și cuvintele și sub nicio formă nu am spus nici măcar din greșeală cuvinte care să afecteze în vreun fel credibilitatea întregului partid. Eu am spus și sunt acum mai mulți colegi suficienți, vă garantez, care să spună că domnul Dragnea ca președinte duce partidul într-o direcție greșită. Și vreau să mai fac o precizare. Să știți că, bineînțeles, președintele are rolul său, dar am fost mult mai mulți care am muncit. Uitați, dacă vreți să luați inclusiv arhiva dumneavoastră, în ceea ce privește comunicarea.
Am fost unul dintre principalii comunicatori. Îl văd pe colegul și îl salut, Codrin Ștefănescu. A fost unul dintre principalii comunicatori. Fac această precizare, sunt deja în linie cu noi, Codrin Ștefănescu, Adrian Ursu. Și în țară, și în comunicare, înainte, și n-am muncit doar o singură persoană. Înainte să ascult punctul de vedere și al lui Codrin Ștefănescu, înainte să intre Adrian Ursu în legătură cu noi, doamna Firea, o precizare. Noastră, în această scrisoare, cei trei, în numele Comitetului de Inițiativă, repet, punctați starea partidului ca și argumentele pentru care spuneți Liviu Dragnea să-și dea demisia imediată și la conducerea partidului să fie doamna Dăncilă, unul dintre cei mai apropiați oameni ai domnului Dragnea, unul dintre oamenii săi de încredere. De aceea este interesantă această opțiune a semnatarilor scrisorii. Vom vedea dacă doamna Dăncilă ar accepta acest lucru. Însă, spuneți așa, dați de înțeles că trebuie să se continue cu programul de guvernare, cu infrastructură, dar vreau să înțeleg, să se oprească lupta cu statul paralel. Spuneți că e într-un război permanent PSD acum cu prea multe fronturi, cu președintele, cu SRI, cu DNA, cu societatea civilă. Ce înțelegeți dumneavoastră cei din Comitetul de Inițiativă în momentul în care exprimați această frază? Pentru că Liviu Dragnea este asociat cu această luptă pentru, împotriva protocoalelor, pentru desecretizarea, pentru oprirea abuzurilor din justiție. Vă rog să citiți și primele pagini din acest document și în care veți găsi o referire explicită la toate abuzurile care s-au comis în România, la intervenția instituțiilor statului care nu aveau acoperire legală pentru a influența actul de justiție. Am făcut aceste precizări pentru că știam că domnul Dragnea asta va ieși astăzi sau mâine să spună direct sau prin anumite persoane, că noi de fapt dorim menținerea guvernării, dorim să construim autostrăzi, spitale, dar astea sunt sau nu sunt lucruri importante. Știți, eu de fapt mă lupt cu statul paralel și mă lupt cu protocoalele și cu anumite servicii speciale. Am subliniat și în acest document și chiar vă rog să citiți foarte clar că ne poziționăm de aceeași manieră a condamnării tuturor formelor de abuz care s-au petrecut și a faptului că în continuare ele să nu mai fie permise printr-o legislație precară sau prin anumite documente, protocoale, numiți-le cum vreți, între instituții, astfel încât să fie încălcată și Constituția și până la urmă toată legislația în materie de judecare, atât în civil cât și în penal. Am făcut aceste precizări, repet, pentru că chiar credem în aceste obiective, nu doar de dragul de a ne apăra, și pentru că știm că domnul Dragnea a reușit pe unii să-i convingă, nu pe toți, că doar el singur luptă împotriva abuzurilor și a principiilor constituționale care au fost călcate în picioare în cazul unor procese. Nu! Toți am vrut ca în România justiția să fie liberă și vrem în continuare și nu este unul singur care luptă pentru noi toți și noi trebuie să-i permitem ca această conducere pe care a instaurat-o autoritaristă și personală să iertăm absolut orice, doar de dragul că este singurul care luptă cu steagul în față. Nu este așa și se va vedea atât în text cât și în exprimările noastre din aceste zile și mai ales, cred eu, în ceea ce vom propune și acest lucru mi se pare până la urmă fundamental și de bază. Și anume, documentul acesta, pentru că există, nu mai poate fi ignorat, să fie dezbătut, analizat în toate organizațiile județene, astfel încât președinții, când vor fi convocați la CEX și se vor prezenta, să aibă un mandat clar, să aibă un proces verbal al doamna Firea, Comitet Executiv, un mandat din partea la ora 12:30, deja un anunț oficial, Codrin Ștefănescu.